Un alt aparat din cele 6 din cadrul sistemului David este acesta. Mișcarea lui este de flexie. Vom poziționa pacientul pe scaun, îi vom fixa picioarele. Scaunul este unul ajustabil în funcție de înălțimea pacientului. Avem o centură pe care o vom pune deasupra buricului. Ea va bloca bazinul. Suportul pentru piept se pune pe umeri. Da? Fixează umerii în așa fel încât mișcarea să fie cât mai izolată. Vom începe cu o greutate mică la început, deci lucrăm pe o contragreutate. Ea începe de la 2,5 kg, apoi poate ajunge până la 100 de kg. Prin faptul că mișcarea este cât mai izolată, pacientul cu posibile dureri poate efectua această mișcare în siguranță. În concluzie, obiectivele principale sunt întărirea musculaturii abdominale și paravertebrale pentru menținerea coloanei într-o poziție cât mai corectă, pentru reabilitarea și stabilizarea ei. Orice pacient care vine la sistemul David poate să efectueze exact acele mișcări care îl ajută pe el să își mențină o coloană vertebrală sănătoasă.